Așa cum normal este, dragi prieteni, gazdele au rămas în limba în fața noastră. E vorba de cei care trudesc acele căminul cultural din Ilia. Grupul de polimetori din Ilia, așadar, ai căminului cultural, director normal, Radu Jurca. Și pentru că ei mai și joacă un pic, trebuie neapărat să spun și faptul că tot ceea ce înseamnă partea asta de joc, așa, coreografia este semnată de Cristi Tuma. Primiți-vă copiii, pentru că sunt foarte mulți copii de data asta aici. Grupul de colimetori din Ilia.
najmlađi konkursu na energiju.